Bună seara, sunt Soada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Ceața din această dimineață a ținut la sol aeronavele pe aeroportul Chișinău, iar pe drumuri șoferii au trebuit să fie cu ochii în patru ca să poată ocoli și gropile pline de noroi. În două săptămâni, gazul s-ar putea ieftini cu 20%, anunță ANR. Membrii PAS au organizat proteste și au cerut o ieftinire mai mare, iar șeful agenției le-a răspuns cu flori. Raportul Crol 2 integral a ajuns la Banca Națională, dar rămâne confidențial. Președintele Igor Dodon a cerut acces la documentul ce conține informații despre furtul miliardului. Despre acest subiect vorbim astăzi cu ziaristul economic Ion Preașca. Raportul Crol 2 integral a ajuns aseară la Banca Națională, iar săptămâna viitoare va fi transmis organelor de anchetă. Documentul care se referă la frauda din cele trei bănci este confidențial. Președintele Igor Dodon a cerut ca membrii Consiliului Suprem de Securitate, convocat astăzi, să aibă acces la raport. Decizia ar urma să fie luată de guvernatorul BNM, care va cere acordul companiei Crol. Decizia Consiliului Suprem de Securitate a fost ca guvernatorul Băncii Naționale să discute cu Crol pentru ca acest raport totuși să ajungă în timpul cel mai apropiat pe masa Consiliului Suprem de Securitate. Personal voi face tot posibilul ca acest raport să fie discutat pe larg. În comunicatul emis în această dimineață de Banca Națională se arată că raportul integral Crol 2 a fost recepționat. Acesta conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea celor trei bănci, însă rămâne confidențial la cererea companiei străine, motivează autoritățile. Igor Dodon, cel care în campania pentru prezidențiale spunea că va cere de la guvernare recuperare miliardului furat, astăzi nu a formulat nicio pretenție față de modul cum s-a desfășurat ancheta și sunt întorci banii. În jur de un miliard de lei deja au fost recuperate și informații referitor la sechestre active pe bilanț, extra bilanț în jurul de circa 3 miliarde. Există șanse reale, cum am menționat și anterior, că în jurul la 4 miliarde jumate ar putea fi recuperate pe parcursul acestui an, în caz dacă vor merge procedurile de licitații a activilor sechestrate. Analiștii economici pun la îndoială rapiditatea investigației și spun că tot ceea ce știm se bazează pe declarațiile oficialelor noștri, fără a avea și o poziție a experților străini. Rolul, nu știu ce tot spuneau, accentul pe Banca Națională, aici am cred că mai degrabă este o scăpare și a organelor de urmărire penală din Republica Moldova. Vedeți, noi nu am avut niciodată vreo afirmație sau separație oficială acolo. Ne-am bazat pe ceea ce a declarat mai mulți politicieni, a declarat Banca Națională. O sinteză a raportului Crol 2 care oferă detalii despre cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată la sfârșitul lui 2017 în limba engleză, pentru ca două luni mai târziu informația să fie disponibilă și în română. În cele 57 de pagini însă nu apar numele beneficiarilor, fiind indicat doar grupul Shore. Imediat după apariția raportului în engleză, primarul de Urhie a anunțat că a dat în judecată compania Crol la Curtea Supremă din Londra, pentru că nu ar face decât să caute un țap ispășitor. Compania Crol a fost angajată de guvern pentru a investiga frauda bancară, urma căreia $1 miliard a dispărut din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Reprezentanții companiei străine ar urma să vină luna martie la Chișinău să prezinte și o strategie de recuperare a banilor. În studioul nostru se află ziaristul economic Ion Preașca. Domnule Preașca, bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Pentru început să ne spuneți, cum credeți, ce ar trebui să facă organele de anchetă după ce primesc raportul final și cine de fapt ar trebui să se ocupe de asta? În primul rând, ele trebuiau deja să-și facă o mare parte din treaba care oricum e sarcina lor. Totodată vreau să spun că datele și concluziile din raportul Crol nu pot înlocui un proces penal, adică cei ce trebuie să facă, de exemplu, procurorii, alte instituții și însăși raportul Crol concluziilor doar pot fi ca un suport pentru procurori, pentru continuarea investigațiilor. Și în cazul în ultimii 3 ani am văzut multe situații când chiar din precedentul primul raport datele au fost folosite de procurori în diferite acțiuni, în diferite anchete. Deci el își are rostul lui și
partea cea mai importantă este care ce urmează după asta este faptul că recuperarea activă de psihotare și în cazul ăsta autoritățile au nevoie de a face, sunt anumite proceduri, de exemplu comisia rugătorie, deci sunt proceduri destul de durată și aici este rostul procuratorii care ar trebui să acționeze operativ ca să creeze operativ comisia rugătorie și ca să poată bloca, pune sechestru pe anumite active ca să nu poate fi revândute, schimbate proprietare și ascunse iarăși de nou. Adică acum ar trebui să se apuce procurorii de asta. Da. Eu cred că ei trebuiau de mult să se apuce. Pur și simplu sunt anumite impedimente, adică anumite acțiuni care nu pot fi făcute de procurori și s-a apelat la CROL, care e o structură care acționează puțin altfel decât simpli procurorii noștri. În opinia dumneavoastră, cum decurge ritmul de recuperare al banilor? Ca să spun direct, e lent și nici nu cred că putea fi mai rapid, în condiții în care activele din țară, care chiar așa au fost identificate, au valoare foarte mică și se vând deja de câțiva ani, adică sunt scoase la licitație și se vând la bănuț, adică nu există căutare pentru ele. Activele principale sunt ascunse peste hotare și recuperarea lor poate dura mult, mai mulți ani. De aceea și nu cred că în cifrele că într-un an de zile vor crește brusc la 4 miliarde. Îmi pare, ar fi un succes remarcabil, dar nu cred în asta. Cum credeți, de ce raportul este ținut în secret, având în vedere că noi am plătit pentru el? În situația asta, eu cred că e o poziție destul de adecvată, corectă, fiindcă însăși publicarea raportului nu va duce la recuperarea activelor. Adică asta, din contră, poate duce la cei care vor vedea, vor citi acolo, vor vedea că figurează acolo și rapid vor acționa și vor ascunde. De exemplu, 2 luni urmă, ucrainenii doar tot au publicat un mini-raport CROL, pentru că la dânsi tot au angajat compania CROL și au găsit, identificat 5,5 miliarde de dolari furați de la privat banc. Deci ce aici au publicat e o sinteză de 7 pagini în care nu figurează niciun nume, nici o companie, nimica nu este, doar câteva scheme și aproximativ destinațiile, adică țările unde s-au ajuns. Spre deosebire de raport CROL întâi, unde la noi figurează, apar nume, scheme, companii, adrese, tot etc. Adică e mult mai complet al nostru, adică ceea ce a fost publicat în 2015. Deci ei au evitat asemenea publicitate, fiindcă își dau seama, fiindcă creează anumite impedimente în investigarea de mai departe. Dar primul raport a fost făcut public. Da, a fost făcut public. Și atunci? Atunci a fost decizia unui polițian, adică cel puțin el a zis că a fost decizia lui și a asumat riscurile și a publicat, adică a președintelui Parlamentului. Acum, nu știu, cred că atunci s-au demonstrat anumite scheme, acum e vorba de arătare cu degetul unde se află aceste active, concret, pe cine sunt proprietari și cred că poziția asta de a ține în secret raportul e ok, fiindcă am avut situația când s-a decis, adică în 2014, în noiembrie, când guvernul a decis să dea bani pentru a acoperi gaură și unii au știut și s-au folosit de moment și au câștigat bani. Deci acum pot fi invers, adică cei care o să afle din timp pot să ascundă activele acestea. Deci e clar că e un băț cu două capete, dar eu cred că varianta cea mai optimă este să nu fie publicată. Dar totuși credeți că este inițiativa CROL sau autoritățile noastre evită să-l publice? Deci CROL nu are nicio treabă, adică el nu publică rapoarte de acest. N-am văzut vreun raport că el e singur, adică doar dacă au un anumit interes, dar de fapt raportul aparține Republicii Moldova. Ei l-au comandat, ei l-au plătit, deci autoritățile trebuie să decidă. Noastre ar trebui să... Da, să decidă, deci e răspunderea noastră. Desigur. Dar înțeles, publicarea poate fi și partea, adică dacă a fost negociată o asemenea clauză că poate fi făcut public sau nu, deci oricum pentru CROL, care e o companie de investigație, publicarea lui integrală ar fi dezvăluire cum ei lucrează și asta tot ar putea contra lor să lucreze, fiindcă ei au concurenți tot importanți și desigur ei evită asemenea publicitate.
Credeți că există voința politică de a arăta, de a afla cine a furat acești bani? În declarații există, cred că toți politicienii din Moldova se bat cu pământul piept că îi caută și vor să contribuie la identificarea miliardului, adică dar partea cea mai gravă este că de fapt de ce să nu trebuie să ocupe politicienii. Ei de fapt au fost unii din principalii vinovați că s-a întâmplat tot acestea și ei nu sunt și acum cei care pun cele mai mari biețe în roate. Deci ei, declarațiile nu ajută la recuperare și trebuie totuși organele să funcționeze, să lucreze. Din păcate, aici tot există probleme. Domnule Preașca, noi vă mulțumim și vă mai așteptăm în studioul nostru. Cu plăcere. Continuăm cu alte știri. Când sezonul de încălzire aproape că se încheie, ANRE anunță că gazul s-ar putea ieftini cu 20% în 2 săptămâni. Experții spun însă că tarifele trebuiau micșorate încă acum jumătate de an cu 30%. Cei de la PAS și PPDA au protestat astăzi la ANRE, iar directorul agenției a ieșit să calmeze spiritele cu flori pentru femei. Bună ziua! Bună ziua! Noi aș vrea să vă felicităm. Nu vrem florile voastre! Noi vrem florile micșorate! Incidentul a avut loc după ședința de astăzi a ANRE-ului, la care s-a discutat despre tarifele la gaz. Afară protestau câteva zece de persoane care cereau o ieftinire mai mare decât cea propusă de agenție. Directorul ANRE, Tudor Copaci, a ieșit în schimb cu un braț de lalele, alături de el un alt bărbat cu și mai multe flori. Pensia e mitică, dar tarifele mari tot. Nu ne descurcăm, pur și simplu nu ne descurcăm. Timp de 2 ani, de când s-a micșorat prețul de intrare gazelor naturale în Moldova de la Gazprom și totodată s-a devalorizat dolarul față de valuta națională, deja erau premizele pentru a micșora tarifele la gaze naturale cu 30%. Dar pentru că și-au dat seama că protestatarii nu flori așteaptă de la ei, au plecat înapoi în sediu, luând cu ei și buchetele. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Vin să ne măjească cu niște floricele. Noi nu vrem flori, noi vrem tarife micșorate. De ce până astăzi tarifele nu au fost coborâte? De flori are bani, dar să coboare tarifele nu are bani. În timpul dezbaterilor de astăzi, reprezentanții Moldova Gaz au spus că sunt dispuși să scadă tarifele cu 11%. ANRE-ul crede că ieftinirea trebuie să fie puțin mai mare. Noi propunem cu 20,3. Experții cred însă că este loc de mai mult. Cifrele din facturi trebuie tăiate cu cel puțin 30%, susțin aceștia. 34% doar pentru ceea ce avem astăzi. Dacă mai luăm devierile, la zic să mai adaugă încă 8% pe perioada anului curent. Nu este adevărat, nu este corect. Experții susțin că tarifele trebuiau revizuite încă acum jumătate de an. Principalul argument este faptul că prețul de import a gazelor naturale s-a micșorat în 2016 cu peste 7% și cu 28% în 2017. Ultima dată tariful la gaz s-a micșorat în ianuarie 2016 cu peste 10,9%. Discuțiile despre tarifele la gaz se întind încă din ianuarie. Câțiva experți economici au bătut atunci alarma, anunțând că resursele energetice s-au ieftinit pe piața internațională, iar leul s-a apreciat, deci e timpul ca asta să se vadă în facturile oamenilor. Ulterior, premierul Pavel Filip a cerut o reducere de 20% și de atunci iarna a trecut, iar negocierile se tot poartă. Ceața densă din această dimineață a dat peste cap traficul pe aeroportul Chișinău. În ceața a fost și graficul zborurilor. O cursă a fost anulată, iar câteva au întârziat cu ore întregi. Pasagerii au avut nevoie de răbdare, iar pe drumuri șoferii au trebuit să facă un efort în plus ca să evite accidentele. În jurul orei 8 dimineața, aeroportul Chișinău era cufundat într-o ceață deasă. Nici clădirea nu se vedea de la o distanță de 200 de metri, iar pista nici atât. Astfel, cursa Chișinău-Istanbul a fost anulată, iar aeronava care trebuia să ajungă la București s-a reținut câteva ore. Din cauza la ceață, așa se spune. Aterizează toți. Nu sunt profesionali, probabil, nu au piloți profesionali. De cât timp așteptați? De la ora 8. Cam vreo 2 ore durează din cauza vremii. E din cauza ceții. N-a putut să aterizeze, n-a putut să plece, să vină avionul de la București. Avionul era programat la 9:30. Și cursa spre Moscova a rămas la sol timp de 3 ore, așa că așteptarea pasagerilor s-a tot lungit, iar răbdarea s-a tot scurtat. Prișla să măscă, nu, blagă e tot zărania prie.
как всегда, пришла. Жду, может быть, как раз обратно все вернется на свои места, хотелось бы, потому что задержка это, как знаете, не самое приятное. Но подозреваю, что погодные условия. Рейс откладывается. Еще ничего мне не сказано. Probleme au fost și la aterizare. Aeronavele care veneau dinspre Moscova și București nu au ajuns la timp la Chișinău. Responsabilii de la aeroport spun că pista este dotată cu un sistem ce permite aterizarea și decolarea pe timp de ceață, dar decizia oricum aparține companiilor aeriene. Piloții care au îndrăznit să efectueze manevrele au avut nevoie de concentrare maximă, de altfel și șoferii au trebuit să fie cu ochii în patru. Pe această porțiune de drum în apropiere de aeroport, ceața densă reduce vizibilitatea la sub 200 de metri. Astfel, șoferii sunt nevoiți să meargă cu o viteză redusă și să conecteze farurile de ceață. Să includ ferile. Fascicolul. Da, fascicolul. Minim 40. Как можно медленнее и смотреть очень внимательно. Держи дистанцию. Ceața s-a lăsat și peste nordul țării. Acolo mașinile abia puteau fi zărite pe drum. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, astăzi în capitală, doi șoferi au fost amendați pentru neadaptarea vitezei la condițiile meteo. Aceștia aveau la bord 125 și respectiv 110 km pe oră, o viteză care nici pe vreme bună nu e admisă, iar pe o ceață ca cea de azi e nebunie curată. Socialiștii își vor anunța candidatul pentru funcția de primar al capitalei abia după ce va fi stabilită data alegerilor. Igor Dodon a dus la președinție, de aceștia crede că și primăria va fi a PSRM-ului. Că despre anunțul făcut de democrați, care spun că vor susține candidatul dreptei, președintele consideră că aceștia vor, de fapt, să restabilească alianța pentru integrare europeană de altă dată. Partidul pro-prezidențial, o să-l numesc așa. Partidul Socialiștilor are șanse reale să învingă la Chișinău, la Bălți și în parlamentare la toamnă. Dodon nu a vrut însă să spună care este numele candidatului pe care îl vor înainta socialiștii la alegerile locale de la Chișinău. E sigur că lupta se va da între PSRM și partidele de dreapta. Este o tentativă de a lansa mesaje și negocieri nu doar pentru alegerile locale, nu aceasta este miza. Este o încercare de a crea premize pentru restabilirea alianței pentru integrare europeană, care va fi 3, 4, 5, deja am pierdut numărul. Ieri Vlad Plahotniuc anunța că PD-ul nu va avea un candidat la funcția de primar general, așa că va susține candidatul comun al principalelor partide de dreapta. Anterior, Plahotniuc declara că o susține pe Maia Sandu la prezidențiale, lucru care a fost considerat de PAS o defavoare. Deocamdată doar Andrei Năstase și-a anunțat intenția de a candida. PAS, PPDA și PL au spus că nu vor negocia cu democrații, iar cei de la PPM sunt gata să discute. Comisia Electorală va stabili luni data alegerilor de la Bălți și Chișinău. Nu doar ceața a stat astăzi în calea șoferilor, dar și bâltoacele sub care se ascund gropi, unele ca niște adevărate cratere, sunt pline cu apă după topirea zăpezii și a ploilor din ultimele zile, așa că trebuie să ghicești pe unde sunt. Și dacă șoferii își strică mașinile, pietonii au nevoie de cizme de cauciuc pentru a străbate străzile și trotuarele pline de noroi. S-a încălzit vremea și a ieșit la iveală dezastrul. Chișinăul se scufundă în gropi și noroi. Sunt cratere imense unde dacă nu riști să te neci cu siguranță, poți să-ți rupi mașina, urmâinile și picioarele. După topirea zăpezii, gropele parcă sunt mai multe ca niciodată, spun șoferii. Splășnăie dâră, abiejat, foarte trudnă. Vânăștind în rușat pravilă, știu abiejat, bespridial. Viacul 21 și așa drumuri e foarte rău. Nu se vede nicio îmbunătățire și înspre bine. Șoferii se miră că autoritățile nu fac nimic, de parcă ar merge pe alte drumuri odată ce nu văd gropile. Dacă faci o raită cu mașina pe străzile din centrul capitalei, cum ar fi Columna sau Albișoara, următoarea destinație este direct la servis. Plătim impozitul pe mașină fiecare an și ar trebui fiecare an să le repareze. Nu știu cine, ori primărie, o săptămână lucrăm și două zile la reparație. Unele este drum fără gropi, una lângă alta. Eu, ca șofer, говорю, это кошмар. Не успеваю делать, разваливается все. După ce s-au topit zăpezile și au mai căzut și câteva ploi, unele străzi din capitală s-au transformat în adevărate râuri. Așa că pentru a te deplasa prin Chișinău ai nevoie de o pereche de cizme de cauciuc. Și mai ales trebuie să fii atent pe unde calci, pentru că gropele sunt la fiecare pas. Pietonii trebuie să fie atenți să nu dea în gropi, dar și să se ferească de mașinile care, circulând cu viteză, riscă să-i facă numai noroi din cap până în picioare. Nu vezi gaură, unii poate luni și poți scazi, de exemplu, eu chiar am căzut și chiar am o vânătaie la genunchi. Foarte plăcă, este особено каблуки, проваливаешься во все дыры.
Это ужасно. Мы кондуцим колонны. И так сейчас буксир бузнер, и так помами с ики мы. Авторитетели știu de toate aceste probleme, dar vor interveni atunci când vremea le va permite. Astăzi Primăria Capitalei a început campania de salubrizare de primăvară, care va dura până pe 6 aprilie. Urmează să fie curățate trotuarele, stațiile de așteptare, pilonii de anunțuri și pasajele subterane. Despre plombarea gropilor, în comunicatul de la primărie nu se spune nimic. Un camion care transporta o turbină eoliană a rămas blocat la o trecere la nivel cu cale ferată la Ocnița. Șoferii au stat minute bune până au scos vehiculul, dar au lăsat găuri în asfalt, deteriorându-l. Totodată, în zonă s-au format ambuteiaje, iar zeci de mașini au stat pe loc, așteptând ca tirul să pornească. Din cauza dimensiunii, dar și a greutății pilonului, camionul s-a oprit la trecerea la nivel cu cale ferată și a rămas blocat acolo. Șoferii, care ar fi polonezi, au avut nevoie de mult timp pentru a se urni din loc. Manevrele acestora au lăsat găuri mari în asfalt. În zonă s-au format ambuteiaje kilometrice, iar zeci de șoferi au fost nevoiți să aștepte până camionul s-a pornit. Șoferii au spus că turbina eoliană ar urma să fie instalată la Ocnița. Niciun fel de moschee nu va fi construită la Chișinău, susține înverșunat Igor Dodon. Președintele spune că declarațiile făcute de fostul său șef de partid, Vladimir Voronin, sunt niște minciuni. Banii turcilor sunt o donație, iar aceștia nu cer nimic în schimb, afirmă Dodon. Eu categoric, în calitate de președinte, sunt împotriva deschiderii, ce spuneți dumneavoastră, reprezentanților și mai departe. Într-un interviu pentru ProTV publicat ieri, liderul PCRM l-a acuzat pe fostul său coleg de partid că și-ar vinde religia în schimbul reparației președinției. Nu cu ce ocazie, turcii au interes să vină să ne repară nouă președinței. A apărut așa noutate că Dodon le-a promis părții turci el o să hotărască problema să fie construită aici moschee. Și asta în țara noastră, în Moldova, unde mai mult de 90% suntem creștini ortodoși. Dodon a negat tot ce a spus Voronin și susține în continuare că banii guvernului turc sunt doar o donație. Șeful statului are un răspuns și pentru afirmația lui Vladimir Voronin, precum că nu ar fi nevoie de tocmai 7 milioane de euro pentru reparația clădirii, întrucât renovările au început încă din 2009 și dezordinea ar fi doar la primele etaje. Cât vor cheltuie turcii? 7, 8, 9, ține de ei. Noi le-am dat clădire, ei trebuie să ne dea reparate și cu mobil. Așa am convenit cu ei. Președinția a intrat în reparație acum 2 săptămâni, iar guvernul turc a anunțat că oferă 7 milioane de euro pentru lucrări. Din acești bani ar urma să fie reparat interiorul și exteriorul clădirii și cumpărată mobilă nouă. Igor Dodon a dat asigurări că din bugetul statului nu va fi cheltuit niciun bănuț. Igor Dodon cere pedepse penale pentru consilierii care au semnat declarații de unire cu România. Președintele spune că va trimite la ONU și la Consiliul Europei scrisori în care va anunța că statalitatea Republicii Moldova este pusă în pericol. Subiectul a fost discutat astăzi la ședința Consiliului Suprem de Securitate, boicotat de democrați la îndemnul lui Vlad Plahotniuc. Mă voi adresa cu o scrisoare oficială către Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Europei. Noi suntem membri și Republica Moldova și România. Eu vreau să aflu care este poziția partenerilor noștri externi. Igor Dodon, cel care a pornit în paralel o adevărată campanie prin care să adune declarații de statalitate, spune că vrea ca cei care și-au pus semnătura în favoarea unirii cu România să fie trași la răspundere penală. Șeful statului are de gând să ceară modificarea legislației astfel încât astfel de pedepse să existe în codul penal. Asta deși declarațiile care l-au revoltat atât de mult sunt doar simbolice și nu au nicio valoare juridică. Foarte dese cazuri este pusă ștampila care, în opinia noastră, contravine prevederilor Constituției Republicii Moldova. Președintele crede că pe 27 martie, atunci când se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, ar putea avea loc acțiuni de destabilizare. Opinia sa a fost împărtășită de toți membrii Consiliului Suprem de Securitate, care au fost prezenți la ședința de astăzi. Așa că au cerut organelor de drept să se autosesizeze și să fie vigilente. În replică, asociația care promovează unirea ODIP l-a avertizat astăzi pe Igor Dodon printr-un comunicat să nu se joace cu focul, spunând că surprizele abia încep. Și Maia Sandu a reacționat, lidera PAS a scris pe Facebook că președintele ar trebui să lupte cu hoții, nu cu unioniștii. De la ședința de azi, 6 din cei 18 membri au lipsit.
Pavel Filip, Andrean Candu, Alexandru Gizdan, Eugen Sturza, precum și liberalul Roman Boțan, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. De asemenea, nu a venit niciun reprezentant al SIS. Ieri Vlad Plahotniuc i-a îndemnat pe cei de la guvern și parlament să nu se prezinte la ședință. Câteva din motivele invocate de democrați sunt că agenda nu a fost anunțată la timp, că ministrul apărării nu a fost invitat și că șeful legislativului nu este azi în țară. Toate instituțiile care nu au fost astăzi prezente au dat propuneri în agenda. Ședințele Consiliului Suprem de Securitate se vor desfășura trimestrial. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.